Rectorul Academiei, domnul general de brigadă Gheorghe Teodoru Ștefan, va rosti o alocuțiune în cadrul căreia va sublinia principalele repere ce definesc existența școlii noastre. Domnule prim-ministru al României, domnule director, onorată asistență, ne reunim astăzi, 19 iunie 2012, pentru a marca cu emoție firească și solemnitatea ce se cuvine, aniversarea a 20 de ani de la înființarea Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazu. Are cuvântul în continuare directorul Serviciului Român de Informații, domnul ambasador George Cristian Maior, care în mod direct și constant a susținut și promovat identitatea și dezvoltarea Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul la standardele unei instituții universitare moderne. Domnule prim-ministru, stimați studenți, domnilor ofițeri, stimați profesori, stimați colegi, îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră în acest moment deosebit pentru Academie. Într-adevăr, 20 de ani poate nu sunt mult la scară istorică, dar să ne gândim la finalitatea acestui demers de a înființa o asemenea instituție unică în România. Era nevoie în acei ani de formarea, în primul rând, a unei noi clase de ofițeri de informații, fie că e vorba de ofițeri operativi, fie că e vorba de ofițeri analiști, capabilă să continue anumite tradiții bune ale statului român în acest domeniu, pe de o parte, iar pe de altă parte să marcheze și o ruptură față de trecutul pe care l-am cunoscut și din perspectiva negativă a serviciilor de informații de atunci. Eu cred că în acești 20 de ani s-a format această categorie și s-a instaurat o nouă tradiție. Ofițerul de informații constituie expresia unei profesii distincte. Știți foarte bine acest lucru și învățați acest lucru încă de pe băncile universității. El nu este nici polițist, nu este nici procuror, nu este nici militar care participă în teatru de operațiuni. Este un om aparținând unei profesii care trebuie să ofere statului, prin competență și profesionalism, informația atât de necesară luării deciziilor strategice, politice, economice în stat. Un stat este înainte de toate, sau poate chiar mai relevant din acest punct de vedere, și un actor cognitiv. Un stat trebuie să absoarbă informație, să o proceseze și ea să se transforme în decizii valide pentru interesele strategice, economice, geopolitice ale acelui stat. Aceasta este profesia noastră și trebuie să fiți mândri de ea pentru că slujiți într-adevăr aceste interese majore ale statului. Cu atât mai mult, în secolul 21, secolul informației, profesia dumneavoastră trebuie să sprijine statul să devină un actor inteligent, capabil să susțină interesele cetățenilor României într-o lume extrem de dinamică, plină de oportunități, într-adevăr, dar plină și de riscuri și de pericole. Îl invităm la microfon pe preasfinția sa Varlaam Ploieșteanu, episcop vicar patriarhal, reprezentantul unei instituții fundamentale a statului român, care de-a lungul timpului a reprezentat un reper al identității naționale. Domnule prim-ministru, domnule director George Cristian Maior, domnule rector, distinsă asistență, la acest aniversar pentru Academia Națională de Informații Mihai Viteazu, care sărbătorește astăzi împlinirea a 20 de ani de activitate educativă și academică neîntreruptă, adresăm felicitările și binecuvântarea noastră pentru această instituție militară de învățământ superior, unică la nivel național prin specificul ei. Sărbătoarea de astăzi se constituie deodată într-un act de evaluare a celei mai dificile etape în formarea unei instituții de învățământ superior, dar și într-un prilej de recunoștință față de Dumnezeu și toți cei care au contribuit la formarea și creșterea prestigiului acestei instituții, punând în slujba ei pregătirea, talentul și timpul lor. Având ca simbol emblematic personalitatea domnitorului Mihai Viteazul, mare apărător al neamului și al creștinătății, care a exprimat pentru întâia oară într-un act politic
voința românilor de a trăi uniți într-o țară liberă și independentă la 1600, Academia Națională de Informații are ca principale țeluri promovarea și cultivarea principiilor și valorilor libertății, prosperității și demnității poporului român, ale securității naționale, drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. În atmosfera sărbătorească a zilei de astăzi, adresăm cuvânt de prețuire conducerii Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul, corpului academic, studenților și absolvenților, dorind tuturor sănătate, pace, bucurie și ajutor de la Dumnezeu în lucrarea cea bună a formării tinerei generații în spiritul valorilor autentice, creștine și românești. Cu stimă și binecuvântare, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În continuare, îl invităm la microfon pe domnul consilier prezidențial Iulian Fota, care ne onorează astăzi cu prezența domniei sale, un fapt ce subliniază aprecierea de care se bucură școala noastră la cel mai înalt nivel al statului român. Domnule prim-ministru, domnule director al Serviciului Român de Informații, excelențele voastre, doamnelor și domnilor, sunt aici într-o dublă calitate. În primul rând, în calitate de consilier prezidențial, în numele domnului președinte Traian Băsescu, voi avea onoarea să decorez Academia Națională de Informații. În al doilea rând, sunt în calitate de prieten, de absolvent al Academiei Naționale de Informații, prin colegiul său, și mă bucur să văd aici foști colegi cu care împreună am petrecut câteva săptămâni minunate, interesante, discutând probleme legate de securitatea națională. Și am văzut Academia evoluând an de an, am văzut ce s-a făcut, am văzut deschiderile internaționale, am văzut participările din străinătate și modul în care vă bucurați de simpatie și de respect. Am văzut discuțiile foarte interesante, am văzut prietenile care s-au legat, pentru că rostul școlii nu este numai să transfere informații dinspre profesori spre studenți. Rolul școlii este să formeze și prietenii, să formeze o rețea, dacă vreți, de absolvenți. Și când vine vorba de rețea, să știți că nu e întâmplător. Cuvântul ăsta e folosit în egală măsură și cu egală importanță și munca operativă, dar și în relațiile între oameni. Pentru că o țară nu poate reuși decât printr-o rețea de oameni, de competențe, de profesioniști, de prieteni. Altfel, individual nu se poate reuși. Individual, oamenii pot avea succes, dar țările nu pot avea succes decât colectiv. De aceea mă bucur că Academia Națională de Informații contribuie extrem de mult la succesul României. În continuare, îl invităm să ia cuvântul pe prim-ministrul României, domnul Victor Ponta, care ne-a făcut astăzi onoarea de a fi alături de noi la acest moment aniversar, marcând astfel aprecierea pe care o acordă Academiei Naționale de Informații. Domnule rector, domnule director, preasfinția voastră, domnule consilier prezidențial, este o mare onoare pentru mine și o mare plăcere de a fi astăzi aici și de a vă adresa un mesaj. În primul rând, am o foarte mare apreciere pentru cei care au ales această carieră, pentru că eu sunt unul dintre cei care știu că o asemenea carieră nu oferă nici satisfacții sau beneficii materiale, nu oferă, din păcate, nici foarte multă recunoaștere publică, ci doar muncă, riscuri și satisfacții ținute într-un cerc cât mai restrâns. Adică exact opusul a ceea ce caută un om politic. Și cu atât mai mult apreciez profesionalismul, abnegația și credința cu care cei care au îmbrățișat această meserie își desfășoară activitatea. Se aniversează 20 de ani de la înființarea Academiei Naționale în forma sa inițială, evident. Poate părea puțin pentru alte structuri de învățământ, dar vreau să vă rog să remarcați că sunt de fapt cei 20 de ani de democrație ai României. Și sunt unul dintre cei care cred, cu adevărat, că nu poate exista democrație nici în România, nici în alte țări, europene sau transatlantice, fără o armată puternică și fără un serviciu de informații puternic. Iar eu consider, și nu vreau doar să fiu politicos cu dumneavoastră, că Serviciul Român de Informații, Academia Națională de Informații, sunt câteva dintre foarte puținele instituții din România care se ridică cu adevărat la standardele celor mai buni din lume, sunt câteva dintre foarte puținele instituții care primesc aprecieri, recunoaștere internațională,
E adevărat, ținând cont de munca dumneavoastră, într-o formă mai puțin publică și poate mai puțin recunoscută la nivelul opiniei publice. Vreau să remarcați faptul că niciodată nu am fost de partea celor care în dezbatere publice sau din interese politice au considerat că este benefic să acuze serviciile noastre de informații, munca dumneavoastră, pe baza unor clișee de dinainte de 89. Și cred cu adevărat că dincolo de dezbateri politice, dincolo de lupte până la urmă personale, interesul național și interesul nostru ca țară nu poate fi apărat decât, o spun încă o dată, de o armată și de un serviciu de informații format din oameni bine pregătiți și din oameni care cred cu adevărat în misiunea pe care o au. Vreau să îl felicit pe domnul rector pentru că am avut ocazia personal să constat nivelul înalt de pregătire al studenților din Academia dumneavoastră și să luați cap un angajament al meu de a sprijini un proiect care a început în urmă cu 20 de ani și care, iată, dă rezultate din ce în ce mai bune. Vreau să vă urez succes tuturor. Vreau să vă spun că veți avea în mine întotdeauna un admirator al muncii dumneavoastră și un prieten și mai ales o persoană publică care nu va folosi niciodată în bătălia politică clișeele și până la urmă locurile comune prin care munca dumneavoastră este caracterizată de către cei care vor să o denigreze într-un fel sau altul. Am foarte mare încredere că munca dumneavoastră este cu adevărat în interesul țării și că toate felicitările pe care le primiți de la parteneri europeni și internaționali sunt mai mult decât meritate. Vă urez mult succes. Mi-a făcut o foarte mare plăcere să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră și sper să mă invitați și când nu voi mai fi prim-ministru. Vă mulțumesc! În numele președintelui României, domnul Traian Băsescu, domnul consilier prezidențial Iulian Fota va decora drapelul de luptă al Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazu. Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazu, în semn de recunoștință și apreciere pentru înaltul profesionalism și a rezultatelor remarcabile obținute în pregătirea personalului Serviciului Român de Informații, președintele României decretează. Se conferă Ordinul Național pentru Merit în grad de ofițer cu un semn pentru militari, drapelului de luptă al Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul. Semnează președintele României Traian Băsescu. În încheierea festivității se intonează imnul de stat al României.